Emoții mai ceva ca la BAC pentru guvernul Mihai Tudose. Astăzi miniștrii dau examen pentru Palatul Victoria. Mai exact, sunt ascultați în comisiile de specialitate din Parlament ca mai apoi să primească votul de investitură. Ce planuri au și cum vor să le pună în aplicare pentru români, ne explică acum colegul meu Robert Kiș. Bună ziua, Robert! Cum s-au descurcat? Au trecut testul? Bun găsit tuturor! Da, majoritatea dintre ei deja au trecut acest test al comisiilor de specialitate. Aproape toți miniștrii au primit aviz din partea comisiilor. Acum se află la audieri ministrul finanțelor Ionuț Mișa și mai rămâne de audiat ministrul justiției Tudorel Toadel. În rest, toți miniștrii care au trecut prin comisii au primit avize pozitive. Greu de spus dacă au avut emoții și asta pentru că majoritatea audierilor au fost audieri ușoare, întrebări puține, puține și răspunsurile pe care miniștrii noului cabinet le-au dat. Conform programului, în mai puțin de jumătate de oră să termine audierea în comisii, urmând ca mai apoi, începând cu ora 15, să aibă loc votul de investitură în plenul Parlamentului. În ceea ce privește majoritatea parlamentară de care au nevoie cei din coaliția PSD-ALDE pentru a trece acest guvern, ar fi nevoie de 233 de voturi. Nu vor avea probleme în acest sens, mai ales după ce ieri cei de la UDMR s-au decis să susțină guvernul și să ofere cele 30 de voturi pe care le-au maghiarii coaliției de guvernare pentru investirea guvernului Mihai Tudose. Sunt și mai multe modificări în programul de guvernare nou depus la Parlament față de celălalt program de guvernare. Unii dintre miniștri au explicat, chiar acum în comisie, ministrul finanțelor explică acea măsură prin care se încearcă o introducere a unei cote de impozitare pentru salariile care depășesc 10 salarii minime pe economie. Spunea că este discutată această măsură acum la nivelul ANAP și vor vedea în ce măsură o vor reglementa. Ea apare însă, în schimb, în programul de guvernare nou depus la Parlament. Vă spuneam la ora 15 votul de investitură, urmând ca cel mai probabil undeva în cursul serii, în jur de ora 7 seara, să aibă loc și depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, pentru ca mâine să aibă loc prima ședință de guvern a noului executiv condus de Mihai Tudose.